Avatul, Aspius, Aspius, este o specie ce se întâlnește de la Rin până în Urali, întâlnită în toate apele, atât stagnante cât și curgătoare în România. De asemenea, în rezervație se întâlnește în toate apele, inclusiv și în apele îndulcite ale Mării Negre. Este o specie răpitoare, diurnă, care urmărește prada, în special obleții. Se diferențiază de celelalte specii prin faptul că are gura mare tipică unui răpitor, dar în gură nu prezintă dinți, ea are doar niște dinți faringieni cu care mărunțește hrana. Hrana constă aproape în totalitate din pești. Deci este o specie ichtiofagă. Avatul este o specie de interes pentru pescuitul industrial, dar este introdusă la categoria alte specii, deoarece valoarea sa comercială este una secundară. În schimb, este de mare interes pentru pescuitul sportiv. Este o specie care îi se acordă atenție în ceea ce privește protecția. În rezervația Biosferei Delta Dunării este relativ comună, frecvent întâlnită. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.